Ilie Sârbu, candidat AUR pentru primăria municipiului Timișoara, aduce acuze grave contra candidaților săi din cursa electorală. Acuzele însă se îndreaptă spre toți cei aflați la conducerea Timișoarei în ultimii 34 de ani. Ne aflăm într-o perioadă de campanie electorală în care toți politicienii din partidele cu rădăcini comuniste se jură că ei nu sunt cățelușul cu părul creț. Să nu-i credeți, ei v-au furat libertatea în numele unor organisme mondiale și europene care s-au îmbogățit de necazul și bolile noastre. O libertate sfântă pentru care timișorenii noștri au murit strigând libertate. Să nu-i credeți pe aceștia care au furat la un moment dat un ou și să știți că urmează să fure și un bou. Ne-au transformat orașul într-un ghetou, cu siguranță, din care noi nu am putut să ieșim decât cu acordul lor, făcând apel la sentimentele noastre umane. Salvează-ți bunica, lasă-o în izolare, lasă-o să moară liniștită, e vremea să ne aducem aminte, pentru că acești oameni n-au făcut altceva decât ne-au pus călușul în gură. Voi, acești oameni, comasați de frica noastră, ne-ați furat libertatea. Ilie Sârbu spune că atât actuala cât și fostele administrații nu au făcut nimic pentru timișoreni. Candidatul AUR îi acuză pe cei aflați în cursa pentru primăria Timișoara de nesimțire, minciună și incompetență. Ilie Sârbu spune că proiectele promise de PSD, PNL sau Alianța Timișoara Unită, precum Spitalul Regional, Spitalul Municipal, Stadionul, Sala Polivalentă sau Centura de Ocolire, sunt doar promisiuni care nu se vor concretiza.